Muncește Dragnea zilele astea cât n-a muncit în toată viața lui. Și țineți minte că e cu spatele bulit. A, chiar își mai amintește cineva asta? Nu. Și știți de ce? Pentru că nu-l mai doare deloc din ce se vede. Atunci când l-a durut rău de tot, a plecat de la șefia camerei și a rămas Ciordache în locul lui, care Ciordache a sesizat la curte completurile de trei, vă amintiți? După care i-au trecut și alele lui Dedi. Luni pe 20 anunță curtea ce a decis. Și luni are Dragnea ultimul termen la înalta curte. Și luni, tot luni, vine și Mazăre. A? Tare de tot. Iar asta e nimic? Luni vedem și cât de tare a nebunit femeia aia călare pe dragon din Game of Thrones. Odihniți-vă, odihniți-vă în weekend că avem treabă luni. Ca să stea mai liniștit Iohannis, că știu că el avea legătură cu unii, cu lemnele, cu buștenii, am pregătit un proiect de lege pe care cred că îl depun săptămâna viitoare. Băi, nu e în regulă, muncește prea mult acest om. Deci săptămâna trecută a făcut legea cu dublul standard, apoi pe aia cu mamele care pot să muncească în concediu maternal, iar acum asta cu buștenii, e bele. Parcă-l vezi mâine cu lopata pe spinare, pleacă să construiască singur o autostradă. Așa trebuie fraieriți ăștia, cu campania electorală. Dedi, vezi mă că mai e campanie, da, s-au amânat alegerile, ci că în decembrie sunt. Cât despre Iohannis cu miniștri, cu remanierea, e subtă treaba, e la revedere. Un președinte care nici măcar nu mai știe întrebările pe care le-a adresat poporului român, pe care îl cheamă la referendum, nu cred că poate fi bănuit de foarte multă inteligență atunci când inventează niște motive pentru a refuza niște miniștri. E prostă? Asta zici, că Iohannis e prost, nu? Zi-o, mă, Dedi, pe față, direct, e și campanie, zi, bă, prostule, bă, tâmpitule, cum vă fac eu aici la emisiune în toate felurile? Ce să ne mai ferim, mă, cu bănuială de inteligență cu de-astea? Faci pe finuțul sau ce? Nu mai avem vreme de așa ceva. Te-ai consultat cu deșteapta aia de Viorica atunci când ai făcut afirmația asta? Domnule, dumneata nu e sănătos la minte.